Și știu Asta că am vrut să fetele. întreb. Acești indivizi pot fi și șarmanți, pot avea și Oh! farmec ca să impresioneze, ca să. Toți sunt șamanți. Deci nu există traficant care să vină și să spună eu vreau să te iau să te trafichez. Vin ca iubiții aceia pe cal alb care promit tot felul de lucruri. Vin ca acel iubit care spune iubito, eu vreau să am un viitor cu tine, însă trebuie să strângem puțin din dinți. Uite, du-te cu tare și adu niște bani de acolo și fă niște bani și vom avea cea mai frumoasă casă și cel mai frumos viitor. Există eu lucrez la o carte pe care o să o pun la dispoziția celor interesați la un moment dat, cu învățăturile traficanților bătrâni către discipolii lor. Și unul dintre acești discipoli, traficant, care unii dintre ei să știți că regretă ce au făcut, alții nu regretă deloc. Și unul dintre ei scria unuia dintre traficanți așa: dragul meu, îmbracă-o cât mai elegant și fă-o să se simtă cea mai specială. Dacă este posibil, împrietenește-te și cu mama ei și spune-i că are cea mai minunată fiică și fiicei spune-i că are cea mai minunată mamă. Dacă e posibil, spune fetelor din grupul ei că este cea mai minunată. Fata asta este pentru tine soarele de pe cer. Apoi spune, dacă reușești să întreții raporturi sexuale cu ea, rărește-le și fă-o să te dorească să tânjească după tine. Apoi devină violent cu ea, apoi întrerupe legătura cu ea pentru câteva zile sau săptămâni, ca ea să te caute și, cum spune el acolo în limbajul lor, și să vină în limbă la tine. Și apoi, când i-ai zdrobit spiritul, când ea nu mai înțelege că are o valoare, atunci pune o etichetă cu preț și vinde-o cu cât vrei tu.